Data asta sunt într-un loc foarte interesant, în Vorona, pe lângă mănăstirea Sihăstria, și o să mergem împreună la peștera călugărului pusnicului Onofrie, un călugăr de origine rusă care a poposit prin locurile astea și o vreme foarte îndelungată a stat într-o peșteră. Am fost cu mulți ani în urmă cu colegii mei în zona asta și e ceva foarte interesant. A trăit acolo acum vreo 300 de ani. Da, am văzut peretele ăsta de humă la mine la țară, așa zice, la chestia asta, la pământul ăsta albastru, așa gri, zice humă, e foarte interesant, așa că vreau să vă arăt și vouă. Ia uitați ce frumos se vede. Deci asta nu e piatră, e humă, și tot în zona asta sunt niște pietre pline cu scoici. Aici a fost probabil o mare ceva. Ia uitați cum se rup pătrate bucățile astea de humă. Ia să vedem dacă pot să ajung la una. Ia uitați, o piatră dintre aia, ce vă ziceam eu, cu plină de scoici. Ce frumos se vede. Și sunt unele în care mai multă scoică decât piatră. O să vedem dacă o să găsim una. Ia să văd, să rup o bucățică de aici. Și în astea, țin minte, când eram mic, se găseau fosile. Veneau prietenii mei cu părinții lor și le spărgeau bine, erau mai petrificate de atât. Op! Un loc foarte, foarte frumos, spectaculos. Se aude murmurând cascada. E aici jos. Dar ce fain stă buturuga aia antică. Parcă e insula, o insulă nea din Avatar sau din Peter Pan. Uitați ce culoare faină are apa în adâncitura asta și sunt numai lespezi de humă de asta, nici nu știu cum să-i zic ce e asta, argilă albastră. Absolut superb. Ok, nu puteam să nu vă arăt și Limaxul ăsta. Ia uitați ce lungană-i Limaxul lui Zoro. Ok, avem un indicator care ne arată spre peștera Sihăstria. După cum ați văzut, avem zone extraordinar de frumoase în țara noastră. Doar trebuie să deschidem ochii și să știm să le admirăm. Ia uitați ce cărare bătută e aici. Vă dați seama cum vin pelerinii. Aici, cum au bătut cărarea asta, când am fost eu nu era așa tare bătută. Deja am obosit, am făcut 3 pași la deal, dar deja e munte în jos. Da, Sihastrul avea destul de aproape apă. Ok, am întors camera. Vă ziceam de Sihastrul ăsta, acum așa au luat mănăstirea, că-i peștera ei, dar Sihastrul ăsta a plecat de la mănăstire și se zice că alte urme de civilizații pe aici, nu cred că le vedeți, pahare de unică folosință, șervețele umede, de toate, să fie frumos. Mamă, dar ce mișto-i! Să vă arăt, vedeți cum e cărarea? Un tunel prin pădure. Absolut superbă locația. Deocamdată. Sper să fie peștera aia pe care mi-am amintesc eu. Da, se zice că acest călugăr face minuni, vindecă de boli. Din câte ține minte, am citit undeva că la mormântul lui s-a dus un boier. Avea o fată foarte bolnavă și i-a dat să mănânce mere de acolo și prin minune fata și-a revenit. Deci treaba e verificată, merge la sigur dacă merge aici. Bineînțeles că trebuie credință pură ca să funcționeze, bănuiesc. Da, niște cordele probabil cu care au indicat drumul, vedeți? Legate așa pe lângă copacii. E interesant, dar cred că ar trebui pădurarii să mai taie din pomi. Grupurile mai mari poate nu vor să meargă câte unul.
Oricum e un obiectiv destul de puțin știut în zona și probabil la nivel național și mai puțin. Dar o să vedeți că e destul de frumos și na, dacă s-ar fi îngrijit cineva cât de cât să aibă grijă de acest loc, cred că ar fi fost mai bine. Mergem și mai vorbim acolo. V-am spus cam tot ce vreau să vă spun și o să mergem acolo și o să vedem reacțiile mele instantanee, chiar dacă nu e prima oară. Alte șervețele. Mama mia, multă credință, puțin bun simț. Păcat că nu merg mână în mână chestiile astea. Credința cu bunul simț. Asta este. Cred că am mai mers încă un minut, un minut jumătate fără să vorbesc cu voi. M-am mirat de asemenea iar de frumusețea locului și de frumusețea oamenilor care vizitează. Mamă, ce frumoase! Uitați cum e cărarea. Deja se vede în depărtare peștera. Numai că am văzut ceva albastru. Mă gândesc că e un celofan, ceva. Minunat. Minunată cărarea asta. Totuși, e mai bine decât dacă puneau aici primul semn. Dacă puneau pavelea sau ceva. Aici primul semn. Ce urmează să vedeți? Vedeți imensitatea asta de pom. Nu se mai termină. Și foarte gros. Voi n-aveți unde să vă dați seama. Dar e imens. Păcat că nu pot să întorc camera în timp ce filmez. Oricum era imens. Era foarte fain. În partea asta avem o rătăcanie. Suntem... Ce fain. Am mai făcut îmbunătățiri. Mamă, ce nu-mi place chestia asta. Avea și călugărul ăla. Ia uitați ce frumos au curs rădăcinile și s-au împletit în pământ. Și Petroi aici. A făcut și călugărul ăla ceva frumos. Și au venit ăștia și au pus 15.000 de troițe și 15.000 de cruci. Nimeni nu știe că autentic întotdeauna este mai frumos. Trebuie restaurat, nu adăugat tot felul de rahaturi. Da, băieții vor să facă obiectiv turistic, nu glumă. Uitați ce fac aici. Vă dați seama că pușnicul nu avea el făcut din beton cu piatră. Bă, cât prost gust poate să fie. Ei și-au găsit niște candelabre. De ce le-au lăsat aici? Așa ar veni. A, nu, candelabre. Deci pot să pun lumânări lumea. Hai, mă dezgustă. Mă dezgustă când văd. Când am venit data trecută nu era, era doar... Deci era atât de frumos. Nici nu vă dați seama, prieteni. Era frumos din cauza că era simplu, era vechi, era autentic, era adevărat. Altar, aici e altar. Aici era peștera lui, au zidit pereți. Să fi văzut cum erau pietre adevărate. Astea cred că sunt ok, cred că, nu știu dacă zic pe timpul lui, că, dar măcar l-au pus cu pământ, au bătut cuie. Mortar, într-adevăr trebuie restaurat, dar nu așa, prieteni, asta nu-i peștera în care a trăit el. Îmi pare rău, am vrut să fiu entuziasmat că ajung într-un loc superb, aici pare mai... Cam așa era tot și înăuntru. Bineînțeles, mai erau două icoane pe acolo puse recent, da? Na. Măturiții se fac curățenie să vină banul. Da. Adunat pietre. Mamă, cât de mult prost gust. Mamă, cât de mult prost gust. Totu-i pentru bani în ziua de azi. Bine, și localnici sau băieții, tot ce e cu bun simț, uitați ce frumos scriu pe aici. Și cu fiecare scris mai dau din pământul care ține peștera și în curând nu o să mai fie nici. Da. Trebuie să aibă grijă cineva de locul ăsta. Într-adevăr, era frumos dacă aveau călugării grijă de locul ăsta, dar nu așa, nu în felul ăsta, nu cu rahaturile astea. Aici era peștera, aici a trăit omul ăla în sihăstrie, nu știu, vreo 30 de ani, sper să nu mă înșel. 21-10, nu știu cât, a fost Adi la copacul ăla, l-a scrijelit, un băiat foarte isteț și el. Da, și uitați călugării, ce frumos, au făcut... Cum au făcut ei aici tot, au făcut platformă în față, tot. Și bineînțeles că au aruncat mizeria. Poate nu ei, poate au aruncat muncitorii pe care i-au angajat. Pungi, sticle,
Aici o să fie ghena de gunoi din fața peșterii Sihastrului, la care vedea Sihastrul unde s-a ajuns astăzi. La ce mârlănie s-a ajuns astăzi. Oricum, e o pădure absolut superbă cu niște pomi foarte, foarte groși, foarte bătrâni. E frumos locul, ce să zic, merită să veniți să vedeți. Poate nu mai merită să veniți să vedeți chestia asta oripilantă, dar probabil au pus chestia asta ca să poți să taxeze la intrare. Și când am venit eu cu colegii mei, aici și aici era perete, cum s-a mai lăsat pământ, și știu că am încercat eu să mă cațăr pe pietrele astea, mic și prost, bineînțeles, dar și s-a rupt o piatră și am căzut, bine, nu m-am lovit sau ceva, pur și simplu am căzut. Dar asta înseamnă că îi înțeleg și pe ăștia care scriu, că toți am avut cândva mai puțină minte. Uitați ce frumoasă e această rădăcină. Cum a intrat, vedeți? Cum a intrat printre pietre, după aia au căzut pietrele și acum este expusă. Dar ce frumos s-a infiltrat atunci în căutare de hrană și apă. Foarte frumos locul. Nu cred că i-a fost ușor călugărului să se sape aici. Și uitați de unde vin și pietrele acelea cu scoici. Cu siguranță a fost o mare ceva, pentru că toată zona asta, tot, e plin de piatre. Nu știu dacă s-au făcut studii în zona, dar cu siguranță s-au făcut, că paleontologii nu se plictisesc de obicei. Și copacul ăsta pare că are răni, e foarte mare. Ia să vedem. Ia uitați-l cât de mare, îl cuprind în cadru. Da. Și alții sunt mult, mult mai mari. Am văzut o berberiță. O vedeți acolo pe copac? Hei! Berberițo! Ce frumoasă e coală cu toată bușica ei. Da, dacă tot am ajuns aici, o să ne uităm puțin, o să tragem niște concluzii. Ce văd? Anul ăsta au fost tăiați toată mlada, toți puieții, tot ce e menic de pe aici prin zonă. Da, pregătesc un drum de acces, se pregătesc să scoată banul greu, sunt 100% sigur. Îmi cer scuze că a fost un clip atât de negativist, vă jur că am vrut să vin să vă arăt ceva frumos, să vă invit să vizitați. Din păcate nu mai este ce a fost, din păcate frumusețea acestui loc a fost, nu știu, întinată de om, perturbată, distrusă. Au tăiat foarte mult copaci, este, v-am zis, este clar că fac un drum de acces. Drumul de acces o să se oprească acolo în deal, o să facă ceva acolo, o șmecherie, o parcare, ceva din care scoate câțiva bănuți, că n-au cum să investească, să refacă acest sit. Așa, și sit, am zis bine? Nu știu. Acest loc sfânt, zicem că e loc sfânt, pentru că omul ăla a stat acolo vreo 30 de ani în sihăstrie, în liniște, în un loc în care el s-a rugat lui Dumnezeu pentru ceilalți oameni, pentru ceilalți, în care a uitat de el și s-a gândit doar la binele omenirii. Și un loc în care un om ar fi putut să se apropie de acel călugăr un pic, văzând exact condițiile în care a trăit, mergând exact pe cărarea pe care a fost, pentru că sigur cobora aproape în fiecare zi pe acea cărare să-și ia apă de la acel izvor, de la acel pârâu, care și acum are apă curată, așa mi se pare mie. Deci cu chestia asta s-ar apropia oamenii de, nu știu, de acea perioadă, de sufletul acelui om, ar simți exact ce a simțit și el, nu exact, na, ar încerca, ar putea empatiza mai mult cu el. Dar așa că vin băieții cu mașina până pe mal, care sunt mai... Da, e foarte urât, foarte urât, după părerea mea, foarte urât. Ar fi putut să-l facă, au toată piatra aici și tot pământul cu care și-a făcut omul acela, acea peșteră, să zicem, nu știu cum să-i zic, stau și-a avut casa acolo, deci aveau tot și ei
Ce să fac? Fac și ei un ban, nu? Cu ce au? Da, păcat, păcat. Se vede clar că aici o să se termine. Și aici o să parcheze, că n-au cum. Și probabil o să facă scări frumos betonate, cu balustradă. Știți cum zice părinții? Așa, să poate să vină lumea, să poate să vină bătrânii. Da, da. Bătrânii o să vină aici și o să vadă exact ceea ce văd și în oraș. Adică betoane și asfalt și clădiri, tot din beton, tot din materiale moderne. N-o să aibă sub nicio formă o experiență, nu știu cum să zic, nu sufletească, cum să zic, o experiență spirituală. Sfârșit am găsit. Da, foarte dezamăgit de acest loc, un loc care avea un potențial imens, imens. Dar, din păcate, toți se gândesc doar la banii rapizi care vin repede. Prieteni, cam ăsta a fost episodul, nu știu episodul. Ce am vrut să vă zic azi? N-am vrut să vă zic asta, vă jur. Îmi pare excepțional de rău că am găsit așa ceva. Probabil dacă veneam cu un an în urmă era mult, mult mai bine. Puteam să vedem și noi, puteam să prind ultimele momente ale acestui skit, sau na, cum s-o numi el, ultimele momente în care puteați să vedeți și voi cum și unde a trăit călugărul Onofrie. Îmi cer scuze. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați, bineînțeles, de subscribe și de abonare. Eu v-am lăsat.